Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această ediție este vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Adrian Petre. Domnule Petre, bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație și bine v-am găsit. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Vorbim despre ce se întâmplă în județul Buzău. O să vorbim în a doua parte puțin și despre sport, despre fotbal mai exact. Sunteți președintele AJF Buzău. Înainte de toate, spuneți-mi, continuă, bănuiesc, lucrările de asfaltare. Le-am tot prezentat, tronsoanele de drum care sunt în lucru. Nu s-a schimbat nimic, nu? Ce s-a schimbat este că de la 1 aprilie am început să pregătim terenul pentru a asfalta atât pe covoare asfaltice cât și pe proiectele care le avem în derulare. Este vorba de drumul județean 203K, pe cele două tronsoane Robeasca-Mărăcineni, intersecția cu drumul național 85 la Mărăcineni și din comuna Mărăcineni până la Podul Muncii. Al doilea tronson este cel pe drumul județean 203L, la comunele Cozien din satul Bălănești până în comuna Brăiești. De la 1 mai din comuna Brăiești în jos până la Buzioru se va turna primul strat de asfalt. Apoi terenul sunt vești bune. Am întârziat un pic pentru că pe acest tronson de drum avem 7 poduri. Am avut probleme pentru a devia traficul pe podurile unde vor intra în reabilitare. Am avut discuții cu oamenii, trebuia să intrăm prin curțile oamenilor, am discutat cu dânsi și am încheiat parteneriate cu ei că ce dărâmăm trebuie să reparăm la loc. Oamenii au fost un pic reticenți, dar am rezolvat această problemă și încep lucrările de reabilitare și la aceste poduri, iar cum v-am spus, de săptămâna viitoare se va turna primul strat de pietriș, iar apoi de la 1 mai am fost personal pe drum și am discutat cu constructorul și se va turna primul strat de asfalt. O luăm de sus în jos, de la intersecția cu comuna Lopătari, prin satele Goidești, Brăiești, până Odăile, până la Buzioru, la primărie. În această vară vom avea asfalt pe acest tronson. Vreau să vorbim despre controlele la transportatori. Am văzut că ați fost pe teren și de această dată o să vedem și câteva imagini imediat cu acel cântar despre care tot am vorbit și despre faptul că nu le mai permiteți transportatorilor care nu respectă regulile de tonaj să strice drumurile pe care până la urmă tot Consiliul Județean le asfaltează, nu? Da, aceasta este și premiza noastră. Dacă tot reabilităm drumurile județene, cum tot am spus în emisiunea dumneavoastră, Consiliul Județean are în administrare 951 de kilometri de drum județean. Din acești 951, aproximativ 350 am reabilitat în ultimii ani și noi dorim să protejăm aceste drumuri de așa zisi transportatori care nu respectă legislația în vigoare prin depășirea masei admise pe aceste drumuri. Știm cu toții și avem semnale de la cetățeni, de la primari, de la consilieri locali din aceste comunități. Sunt vizați transportatorii de balastru, sunt vizați transportatorii de lemne. În proiectul nostru, Consiliul Județean împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean prin Serviciul Rutier, noi prin Biroul de Transport, avem un protocol care este până la finalul acestui an, un protocol de colaborare pentru a merge în fiecare săptămână pe toate drumurile județene și a verifica transportatorii de marfă. Aici probabil o să avem probleme atât cu transportatorii cât și cu operatorii. Vorbim aici de balastiere, pentru că acești operatori când ies din balastieră au un bon de cântar. Acel bon de cântar trebuie să fie valabil cu bonul pe care iese la cântarul din control. Dacă cumva există o diferență, atunci prin acest protocol cu poliția se poate intra în alte probleme, poate să fie și diferența, poate să fie chiar și o delapidare, iar organele competente vor intra și pe acest aspect. Noi am avut o ședință înainte cu operatorii
de transport, cu administratorii de balastiere, cu operatorii de lemne și le-am explicat. Ei au posibilitatea, atunci când au o lucrare, să vină la Consiliul Județean să-și elibereze o autorizație de specială de transport, valabilă pe cât au lucrarea, pe o zi, pe o lună, pe cât doresc dânsii, plătesc o taxă și iar apoi pot transporta, bineînțeles că nu vorbim aici de depășiri decât cât suportă drumul județean. Bun. Despre cântarul pe care l-am văzut mai devreme în imagini, vreau să-mi spuneți de când ați început să faceți controle ajutându-vă de el? Am început de săptămâna aceasta. Marți am avut primul control pe drumul județean 203K la Vintilă Vodă. Acolo vizați au fost operatorii de material lemnos. Știm că în zonă se transportă foarte mult material lemnos. Știm că și avem semnale că operatorii nu respectă sarcina admisă. Ați descoperit nereguli de când ați început controlele? Nu am descoperit, am oprit doar două camioane cu două tiruri cu marfă, erau din județul Bihor, nu transportau material lemnos, pentru că probabil s-au anunțat între ei și acum schimbăm și noi strategia și o să venim într-o zi, în două schimburi și o să stăm toată ziua la control pentru a depista, pentru că aveam semnale că erau la încărcat acești operatori și nu au coborât, bineînțeles că au aflat de existența noastră. Dar o să îndețim aceste controle, o să stăm în două schimburi și cu siguranță legislația ne ajută, pentru că ei au un aviz care expiră la 12 noaptea și trebuie să coboare. Plus că legislația ne ajută dacă refuză șoferul să se urce pe cântar. Legislația ne ajută că îi putem poliția să îi ridice plăcuțele de matriculare și apoi nu va mai putea circula și plus să ridică și licența de transport timp de o lună. Deci adică important cred că respecte regulile. Bineînțeles, pentru că asta este și dacă aceste drumuri și legea n-am făcut-o noi, legea este făcută de specialiști, drumurile trebuie au o masă pe care trebuie respectată și noi trebuie la fel să respectăm, dar v-am zis, singura noi suntem pe aceste drumuri pentru a proteja drumurile și tot ce am reabilitat noi de acești operatori. Vreau să vorbim puțin și despre programul de transport, pentru că ați lansat în emisiunile trecute un plan de modificări, da? Da, și o să repet pentru a se înțelege foarte bine. Noi astăzi funcționăm după un program de transport care a fost aprobat în anul 2012, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013. Trebuia să expire acest program de transport în la 31 decembrie 2019. Guvernanții au prelungit acest program de transport până la finele acestui an. Noi în această perioadă am făcut o monitorizare a călătorilor, a operatorilor de transport și avem acum, suntem în procedură de licitație pentru nou program de transport care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023. Deci după 10 ani în care a funcționat un program, da, de-abia acum vor fi schimbările. Da, și vor fi schimbări majore. Dacă astăzi, în actualul program de transport, putem vorbi că operatorii pot funcționa cu autovehicule cu anul de fabricație din 2008, putem vorbi că de la 1 ianuarie 2023 vom avea autovehicule cele mai noi și prețul cel mai mic. Adică operatorii vin la licitație și vor licita pe condiția să aibă autobuzul cel mai nou și prețul cel mai mic. În plus, dacă astăzi avem pe un traseu 5 operatori, din viitorul program vom avea grupe de traseu, un singur operator va fi pe o grupă de traseu. Și acest lucru este foarte bun pentru că putem modifica programul
Vorbim aici de orele de călători de la lună la lună. Putem veni și cu controle și o să ne vedeți iar pe drumurile județene unde vom controla acești operatori, pentru că vrem să se respecte legislația, iar călătorii să fie transportați în condiții civilizate la nivelul anilor 2022-2023. Cum au reacționat transportatorii când au aflat de aceste modificări? Bănuiesc că nu e o veste bună pentru ei. Da, unii au operatorii, unii operatori au venit, au fost mulțumiți, unii au fost nemulțumiți. Nemulțumiți au fost cei care aveau un singur autobuz și aveau și ei un traseu, dar cetățenii și domnii primari, consilierii locali, pentru că am fost și în dezbatere publică acest program de transport, am discutat inclusiv cu inspectoratul școlar, pentru că ne-a trebuit și de acolo un orar al navetiștilor, al profesorilor, am discutat cu toate instituțiile, cu societățile comerciale care au funcționează în municipiul Buzău și au angajați din mediul rural, plus că la nivelul județului Buzău noi avem și cele două asociații de dezvoltare pe transport, este vorba de cea din Buzău cu operatorul Transbuz și cea de la Râmnicu-Sărat. La Râmnicu-Sărat s-a extins către aproape toate comunele, vorbim aici de Râmnicelul, de Boldu, Balta Albă, Puiești, partea asta altă, Grebănu, Tuplice, în Podgoria. Iar la Buzău, din discuțiile pe care le-am avut cu operatorul Transbuz și cu domnul primar Toma, o să intre în cel mai scurt timp și pe traseul Săgeata până la Rubesca. A fost o promisiune a noastră, s-au discutat inclusiv cu doamna primar de la Rubesca și cu domnul primar Tănase de la Săgeata. Acum se lucrează la documente și sperăm în cel mai scurt timp, 1 mai, 1 iunie, să intre Transbuzul și pe acest drum, mai ales că acum, prin reabilitarea podului de la Vadupa și distanța este mai mică și sperăm să terminăm acest tronson al drumului județean 203K de la Robeasca Săgeata și operatorul să circule în condiții și mai bune și să ajungă mai repede în municipiul Buzău. Chiar vă întreabă un telespectator la poșta Câlnău când vor ajunge autobuzele, spune. Știi ce, da? Da, din toate discuțiile și poșta Câlnău a făcut o solicitare de aderare la ADI. În schimb, momentan, din toate discuțiile, cred că domnul primar Toma nu se mai extinde decât în aceste două comune. Aici cred că dânsul vă poate da mai multe detalii. Există o discuție prin a veni și noi, Consiliul Județean, către să intrăm în această asociație și poate și cu un ajutor de la noi să Transbuzul se va extinde. Dar la poșta că noi există un operator, prin nou program de transport de la 1 ianuarie anului viitor, cu siguranță și acolo vor avea curse și mai dese și cu siguranță cel care va câștiga va trebui să vină cu condiția autobuzului cel mai nou și cu prețul biletului cel mai mic. E bine de știut. Vreau să vorbim despre câteva inițiative pe care le-ați avut de a modifica legislația. Despre ce e vorba? Da, în toate întâlnirile noastre cu domnul primar, o problemă la nivel județean este aceea câinilor fără stăpân. Astăzi, Consiliul Județean nu se poate implica în acest proiect pentru că există două decizii a Curții de Conturi la Tulcea și la Hunedoara, unde au imputat Consiliilor Județene de acolo sumele pe care le-au acordat pentru a interveni în problema, în rezolvarea problemei câinilor fără stăpân. Este o problemă la nivel național. Eu am discutat atât cu fostul deputat Păle, care actualmente este vicepreședintele ANSVA la nivel național. Am discutat cu deputații noștri, Romeo Lungu și domnul Țepeluș Laurențu, și-am propus modificarea legislației. Astăzi legislația este un pic în afara faptului că nu dă voie consilierilor județene, nu dă voie OAT-urilor, primăriilor, să încheie contracte
cu societăți, cu fundații sau cu asociații, decât la nivelul județului Buzău. La nivelul județului Buzău încă nu avem. Acum se înființează o asociație la Smeeni, dar și Ciribia a pățit, a avut o problemă, a încheiat un contract cu o firmă de la Vaslui și Curtea de Conturi le-a imputat aceste sume. Noi venim să modificăm acest lucru. Plus, o a doua modificare este a nu mai obliga consiliile locale să-și înființeze serviciu, pentru că nu au bani și pentru acest lucru. Și o a treia propunere este să... pe acest subiect, este să Guvernul României să acorde din sumele defalcate sau din TVA, exact pe modelul persoanei cu handicap, și o sumă pentru câinii fără stăpân. Pentru că este o problemă națională, trebuie rezolvată. Au fost multe cazuri și la Săcăten, la Sidiu, la Ciribia, unde câinii fără stăpân au atacat copii bătrâni, și săptămâna viitoare va intra în Parlament și se va modifica această lege. A, deci chiar săptămâna viitoare. Da, săptămâna viitoare, noi am făcut, a fost o inițiativă a mea împreună cu domnii deputați Romeo Lungu și Țepeluș și Laurențu, am discutat și cu domnul Pălă, iar săptămâna viitoare va intra în Parlament cu modificarea acestei legi. O altă lege și o problemă pe care o avem, că noi la Consiliul Județean primim toate problemele, este o problemă a medicilor de familie. Astăzi avem 13 localități fără medic de familie, și aici legislația este un pic încurcată, unde nu permite într-o localitate unde există, într-o comună cu 10 sate, unde există un doctor de familie într-un sat și nu poate să se deplaseze și în celelalte sate, astăzi legea permite doar a unui doctor, unui medic nou. Medici noi pe această specializare nu prea sunt. Și noi venim cu modificarea legii să permită oricărui medic de familie care dorește să-și înființeze un punct de lucru pe 4 ore să meargă în aceste sate pentru a rezolva problema, pentru că sunt foarte mulți bătrâni, sunt persoane care nu se pot deplasa și au nevoie la domiciliu, da? Să meargă și, păi, dacă nu, medicul de familie are un contract, 4 ore la cabinet și 4 ore pe teren. Și poate merge și la domiciliu, la fiecare. Dar noi trebuie să rezolvăm, pentru că avem problema la... în comuna Țintești, unde există doctor medic în satul Țintești, la Maxim nu există medic, satul Maxim este mai mare ca și satul Țintești, și mai avem probleme la Lipia, la Gurateghi, la Cernătești, unde doctorul a decedat și nu avem posibilitatea. Eu am făcut această propunere de modificare a legislației și tot deputații noștri au discutat cu domnul Rafila și am convingerea că se va rezolva și această problemă. Medicii de familie ar fi de acord, nu? Bineînțeles că ar fi de acord. Vă dați seama, este bine. Oricine dorește să meargă și într-o altă localitate, poate merge fără niciun fel de problemă. Vă dați seama că nu este nicio problemă, că sunt solicitări din partea cetățenilor. O altă problemă legislativă este dintr-o situație pe care am întâlnit-o noi la Consiliul Județean. Acum 2 ani de zile, în comuna Țintești, în comuna Cănești, scuzați, în satul Șuchea, a venit viitura și a rupt un pod, iar 4 sate au fost izolate. Ne-am deplasat acolo împreună cu ministrul secretar de stat, domnul Raed Arafat, iar domnul Arafat a spus, mă interesează până de seară Consiliul Județean să repare acest pod. Bineînțeles că, nefiind podul în administrarea Consiliului Județean, era un drum local, primăria nu avea bani pentru a interveni. Noi am rezolvat acea problemă, dar era problema plăților. Până se alocă banii de la, pe calamități, de la guvern, durează 4-5 luni, iar problema trebuia rezolvată până seara. Eu am inițiat o propunere de modificare a legislației. Noi avem la nivelul județului Buzău un comitet județean de situații de urgență, care este condus de prefectul județului Buzău, iar acest comitet de județean de urgență, la dispoziția prefectului, trebuie să aibă un buget. Atunci când se întâmplă astfel de, comitetul județean votează, iar prefectul dispune imediat să se repare aceste... Deci un buget de criză, da? Un buget de criză, exact cum este fondul de rezervă al primului ministru, așa să fie un buget la dispoziția
prefectului, prin hotărârea Comitetului Județean de Situații de Urgență, să se rezolve, cum ați văzut și în ultimele zile am avut problema cu incendiu, cu incendiile și probleme care vor mai fi, cu siguranță vor mai fi ploi și vom mai avea probleme de acest gen. Despre întâlnirile pe care le-ați avut cu primarii din județ, cu prefectul, ce puteți să-mi spuneți în ultima perioadă? Da, în această săptămână, de luni inclusiv până astăzi, am avut 5 zone, întâlniri cu primarii, întâlniri comune, instituția prefectului, Consiliul Județean, Direcția de Statistică, Inspectoratul Școlar. Am discutat și cu ISU, am discutat despre problema incendiilor unde atât prefectul județului cât și cei de la ISU au explicat ce probleme am avut în zilele trecute și au rugat primarii să intervină și să discute cu oamenii să nu mai incendieze această vegetație, din punctul meu de vedere, să fie mult mai responsabil. O altă problemă discutată Direcția de Statistică despre recensământul național. Cu toții știm că în această perioadă se face recensământul populației. Eu cred că ne interesează pe toți, pentru că de acest recensământ va depinde viața noastră în următorii ani. Și vorbim aici că este riscul, dacă noi ne implicăm să acest recensământ se facă la toată populația, este posibil să o comună să devină de la gradul 1, de la rangul 1 la rangul 2. Și asta înseamnă că și banii pe comună vor fi mai puțini și Consiliul Local nu va mai fi format dintr-un număr de consilieri, poate să fie mai mic și bineînțeles că trebuie să știm exact pe ce populație stăm în acest moment. Am văzut că astăzi a venit și președintele Institutului Național de Statistică. Da, a venit, a salutat această întâlnire, a explicat la Râmnicu Sărat primarilor, secretarilor și au fost invitați și directorii de școli, pentru că și acolo trebuie directorii să intervine, să ajute la acest recensământ, pentru că au un contact mult mai mult cu părinții, pot face ședințele cu părinții și să discute și această problemă. O altă problemă, putem implica aici și preoții, pentru că în această perioadă intră în casele oamenilor și pentru că ne apropiem de sărbătorile pascale și pot discuta și să convingă lumea să autorecenzeze. O altă problemă a fost a inspectoratului școlar. Prin programul național, prin PNRR, se vor aloca fonduri pentru a se achiziționa microbuze electrice. Toți vorbim de energie verde. Sunt două posibilități, microbuz de 8 plus 1 locuri sau 16 plus 1. Cu toți am discutat și văd că primarii sunt foarte receptivi. Își doresc, bineînțeles, microbuzele mai mari, pentru că sunt școlile sau cum mai comasat și au nevoie de aceste microbuze. Bineînțeles, am mai discutat despre problema fondului funciar doamna Raluca Alexandru, secretarul general prefecturii și noi Consiliul Județean cu problemele care le-am expus mai devreme. Bun. Pe lângă toate aceste probleme, am văzut că vă implicați foarte mult în cultură și a fost o întâlnire frumoasă cu doamna Amelia Papazisu. V-am văzut acolo, dânsa este, așa cum a numit-o UNESCO, tezaur viu, da? Cum da. A fost întâlnirea? Trebuie să reamintim că eu am condus Centrul de Cultură și Artă timp de 3 ani de zile. M-am implicat foarte mult în acțiunile de cultură, iar doamna Papazisu împreună cu domnul Micu Mircea au fost propuși de mine către Comisia UNESCO pentru a deveni tezaur uman viu. M-am bucurat și, bineînțeles, cu emoție că m-am revăzut cu doamna Papazisu. Ne-a revăzut în Casa Culturii la Galeriile de Arte de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Știm cu toții că acolo, în trecut, a fost un bar. M-am implicat împreună cu colegii din Consiliul Județean și am reușit în instanță să preluăm acest sediu și să-l redăm culturii. L-am amenajat, iar astăzi este o
eu o denumesc Casa Culturii, mă bucur de orice expoziție organizată acolo, iar această expoziție cu doamna Papazisu am început-o cu a-i mulțumi că există, pentru că este o persoană care duce tradiția portului popular mai departe și avem nevoie de persoane ca dânsa, avem nevoie ca tinerii să învețe, să confecționeze costumul popular, să poarte costumul popular, să-l ducă mai departe, pentru că nu trebuie să ne pierdem identitatea noastră de român. Iar costumul popular buzoian este și cartea noastră de vizită și vedem cu toții că începem să purtăm aceste ii. Avem și acum în iunie Ziua Internațională a Iei. Mi-aș dori să avem și să organizăm o oră prin care toți să venim cu ia și să, eu zic că această ie este identitatea noastră ca buzoian și ca român. Despre cultură vreau să mai vorbim puțin, pentru că a fost inițiatorul Festivalului Internațional de Dansuri și în emisiunea trecută îmi spuneați că acum, când ne-am mai relaxat un pic, e posibil ca în 2022 să avem o nouă ediție. Da, în iulie acestui an o să avem o ediție, dar vor fi puține țări participante, vor fi 5 țări, plus vom avea ansambluri din țara noastră. De la anul lucrăm și dorim să avem mult mai multe țări, sperăm să scăpăm definitiv de pandemie, sperăm să scăpăm de această problemă care ne macină pe toți cu problemele din Ucraina și la anul să venim la normal și să avem un festival exact cum l-am avut pe cel în 2013, cu 15 țări participante de pe tot din toate continentele și să încântăm buzoienii, că tot vorbeam mai devreme de portul popular, să încântăm buzoienii cu tradițiile și portul popular din fiecare stat. V-ați gândit deja care vor fi cele 5 țări de anul acesta? Sunt invitații făcute, încă nu s-a făcut, decât știm data de organizare, la sfârșitul lunii iulie. Țările încă nu le știm, sigur va fi Bulgaria, sigur va fi Grecia, așteptăm din Italia o confirmare, bineînțeles România și vedem dacă va participa Moldova sau nu. Plus că de anul acesta reluăm și festivalul Buzău Fest în data de 3-4 iunie, unde dorim și participarea ansamblurilor din Republica Moldova. Va fi o vară plină de evenimente, deci... Bineînțeles, știu că și domnul primar Toma organizează Târgul Drăgaica, târgul nostru de tradiție. Da, sper să revenim la normal. Am înțeles că și primarii încep să organizeze zilele comunelor și cu siguranță avem nevoie și de cultură și de astfel de evenimente. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim cu vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Adrian Petre. Domnule Petre, sunteți și președintele Asociației Județene de Fotbal Buzău. Așa că vreau să vorbim puțin și despre fotbal, pentru că au fost multe evenimente frumoase în ultima perioadă. Începem cu cele frumoase, pentru că ați ales să-i premiați pe fotbaliștii care în anii 80 au fost vedete cunoscute de suporteri, dar n-au fost atât de mediatizați așa cum sunt fotbaliștii în ziua de astăzi, nu? Așa este. Este un proiect al Asociației Județene de Fotbal pe care o reprezint. Este un proiect la care țin foarte mult prin a premia foștii fotbaliști, cei care și-au rupt picioarele pe terenul de fotbal, cei care au plecat de lângă neveste și prin acest proiect vrem să-i și readucem la terenul de fotbal. Avem ca și proiect să mergem în fiecare localitate, să identificăm pe acești foști fotbaliști, pentru că unii din păcate au decedat, alții sunt plecați din țară și să identificăm pe cei care sunt în țară, cei care sunt în localitate și vedeți bucuria lor, pentru că îi mai bagă și pe ei cineva în seamă. Am început cu Cernătești, aici avem imagini de la Pătărlagele, mâine mergem la Balta Albă și apoi săptămâna viitoare la Căldărăști, o să fim în fiecare săptămână, chiar și de două ori pe săptămână și o să mergem în aceste localități. Este o bucurie și a mea de a revedea pe foștii fotbaliști, pe vremea când eu eram arbitru de fotbal,
îi arbitram și, bineînțeles, arbitru este, chiar dacă este îmbrăcat în negru și omul negru cam totdeauna și găsiți apă spășitor atunci când o echipă pierde, dar au fost niște momente foarte plăcute, pline de emoție și aici îi vedeți și pe primarii localităților care și s-au implicat în acest proiect. Bineînțeles că am oferit o diplomă, o medalie și prin acest proiect v-am spus, vrem să îi readucem către terenul de fotbal. Terenul de fotbal unde și-au petrecut unii și aproape 20-30 de ani din viață. Vrem să-i aducem către Asociația Județeană de Fotbal. La unii le-am făcut invitația să vină ca observatori, la unii le oferim posibilitatea să antreneze grupele de copii sau chiar să antreneze grupele de seniori de la echipe. Sperăm ca acest proiect să devină unul permanent și pe lângă acești foști fotbaliști oficiali, apoi vrem să ne îndreptăm și către foștii arbitri și către cei din presă care acum sunt la pensie sau acum au probleme de sănătate, cum este domnul Traian Chircu, la care o să mergem săptămâna viitoare. Este la un azil de bătrâni acum și vrem să-l prindem în viață și să oferim o distincție din partea Asociației Județene de Fotbal. Emoțiile cred că sunt foarte mari atunci când mergem. Bineînțeles, pentru că domnul care este premiat acum în imaginele dumneavoastră a fost golgheter și ne-a și spus, eu am fost golgheter 3 ani la rând al campionatului județean, încă un domn ne-a spus, ai uitat când mi-ai dat roșu și te-am înjurat, bineînțeles, așa erau vremurile, dar sunt momente plăcute și bucuria a fost atât de partea mea cât și de partea dumnealor. Emoții frumoase și o inițiativă extraordinară. Felicitări pentru acest proiect. Da, și noi vrem să implicăm într-un alt proiect al nostru. Avem un proiect denumit Caravana Fotbalului Județean. Vrem să mergem în fiecare localitate, implicând și Inspectoratul Școlar Județean și în localitățile unde nu au o echipă înscrisă în campionatele județene, în comunele mici, unde vrem să identificăm copiii, să-i aducem către terenul de fotbal și apoi să îndrumăm către cluburile sportive, pentru că ne dorim să avem în primul rând cantitate și de acolo să avem calitate. Ne dorim în primul rând acești copii să facă sport, poate sunt un dușman al sportului practicat pe tabletă sau telefon și îmi doresc ca acești copii să vină pe terenul de fotbal, pentru că acum bazele sportive sunt modernizate, sunt condiții mult mai bune și, în primul rând, orice investiție în plus în sport înseamnă o investiție în minus în sănătate. Ați avut și două momente mai puțin fericite în ultima perioadă. Doi fotbaliști care au fost excluși din viața sportivă. De ce s-a întâmplat asta și de ce n-ați luat o măsură a suspendării, ați luat o măsură radicală? Într-adevăr, eu din anul 2015 conduc Asociația Județeană de Fotbal, iar cei care m-au convins la acel moment să candidez, le-am spus, vin cu o singură condiție. De fapt, au fost două. Să ne implicăm și să mă ajutați în creșterea de copii și juniori și să avem o pepinieră pentru echipele care participă în campionatele naționale, cele două din Liga 3 și FC Buzău din Liga 2, și zero toleranță în violență. Eu nu o să accept niciodată că acești huligani să vină pe terenul de fotbal. Din păcate, jucătorul Onu Sândăr, care a fost exclus în luna noiembrie din viața sportivă, avea 45 de ani, iar jucătorul moldoveanu Iulian de la Recolta Boldu avea 41 de ani. Acest jucător a mai fost suspendat în trecut 2 ani de zile pentru că a lovit cu palma un delegat
pentru că a vrut să facă o contestație, pentru că echipa lui jucaseră pe fals, a venit după suspendare și acum, în ultimele minute ale jocului, după o lovitură liberă acordată, o decizie minoră acordată de către arbitru, care un arbitru a fost un tânăr de 19 ani, a început să-l înjure, i s-a arătat cartonașul roșu, iar când a aflat la vestiare că i s-a reținut legitimația pentru a duce la JF și a intra în comisia de disciplină, a început să-l lovească atât pe el cât și pe observator și noi nu acceptăm așa ceva și comisia de disciplină a luat decizia de la excludere în viața sportivă. Vreau să menționez aici că sunt două cazuri izolate, două cazuri care vin ca o pată pe Asociația Județeană de Fotbal, dar noi facem tot ce este posibil. Avem un protocol cu Inspectoratul de Poliție Județean și cu Inspectoratul Județean de Jandarmi. Noi ne întâlnim în fiecare miercuri, când avem ședința Comisiei de Competiții, facem o analiză a etapei trecute și apoi vedem unde trebuie să fim atenți pentru etapa următoare. Și agenții de poliție sunt prezenți aproximativ toate jocurile. Avem un responsabil de ordine și siguranță din partea fiecărui club care trebuie să asigure ordinea la terenul de fotbal. Jandarmeria acolo când sunt solicitați intervin și acum avem un joc derby la Balta Albă și vor fi prezenți acolo. Avem și Comisia de Combatere a Violenței Sport unde președinte este subprefectul județului Buzău, împreună cu Direcția Județeană de Tinere și Sport, ne implicăm. Dar vedeți cum a fost și la jocul FC Buzăului cu Concordia Chiajna. Unii confundă Maidanul cu terenul de fotbal și acolo avem informații că a fost un tânăr a primit interdicția un an pe stadioanele de a mai intra pe stadioane. Același lucru am avut și noi la Bălăceanu, acum 3 săptămâni. O răfuială între delegatul echipei din Bălăceanu și un cetățean din localitatea Bălăceanu, a vrut cetățeanul să-i arate delegatului că se răzbună pe el și a aruncat cu petarde pe stadion. La fel a primit interdicția de a intra pe stadioane timp de un an de zile. Da, mai sunt și cazuri izolate. Noi ne asumăm, luăm măsurile care se cuvin și discutat cu colegii mei din cadrul Asociației Județene de Fotbal, vrem să încurajăm mult mai mult tinerii acestei echipe și o să limităm din campionatul viitor ca persoane peste 35 de ani să fie număr cât mai puțin într-o echipă de fotbal și restul să dăm șansa tinerilor. Plus că noi ne bucurăm, avem, cred că suntem Asociația Județeană de Fotbal cu cele mai multe competiții de copii și juniori, avem competiții pe fiecare categorie de vârstă de la 7 ani până la 19 ani, avem Cupa Satelor unde am organizat-o la nivel județean, campioană fiind Comuna Luciu, care va reprezenta județul Buzău la turneul regional, care se va ține în data de 8 mai la Luciu. La juniorii de 17 și 19 ani avem campionatul în desfășurare și avem campionate puternice și cu siguranță echipa campioană la acest nivel sigur va depăși barajul la 17 ani cu Vrancea, la 19 ani cu Galațiu și apoi vrem să organizăm turneele regionale la Buzău și apoi cu siguranță că echipele campioane de aceste categorii vor participa și la turneul național. Avem multe competiții de copii și juniori, avem și Interliga Națională, în data de 1 iunie la fel. Știți că ați participat și dumneavoastră, vrem pe stadionul Gloria Nocturnă să premiem toți copiii, să aducem și jucătorii foști internaționali sau actuali internaționali și mai avem la fel copiii, vrem să-i ducem la jocurile echipelor naționale. Plus
persoanele care le-ați văzut mai devreme, care au fost premiate, am convenit cu Federația Română de Fotbal, unde avem o legătură și o relație foarte bună, să la fiecare meci al echipei naționale să achiziționăm niște bilete, iar foștii fotbaliști din județul Buzău să-i ducem la un meci al echipei naționale, pentru că probabil nu au posibilități unii dintre ei și așa să venim și noi și să casăm de recunoștință pentru ce au făcut și ei pentru fotbalul județean. Tot insistă un telespectator să sune. Dacă sunați pe telefonul mobil, nu puteți intra în direct, așa că mai bine dați un mesaj, o să-l citesc pentru invitatul meu. Vreau să vorbim puțin despre un alt aspect, în sensul în care ați prezentat evenimente neplăcute care se mai întâmplă în județ pe stadioane, dar după 2 ani de zile în care foarte multe dintre meciuri s-au jucat fără spectatori în tribune, cred că sunt doar evenimente izolate, adică nu cred că asta e o regulă. De obicei, oamenii vin la meci, se bucură și se comportă normal, nu? Da, da, cu siguranță, nu. Acestea sunt două evenimente izolate. Sunt jucătorii care... practicanți, cu spectatorii acolo unde am mai avut probleme, dar au intrat la finalul jocului pentru a mustra arbitru sau echipa adversă, terenul de joc a fost suspendat. Noi, acolo unde și un spectator, dacă a intrat, poate dacă a intrat și să salute arbitru, am suspendat terenul pentru că nu au voie, nu vrem să încurajăm astfel de lucruri. Dar, v-am spus, la Boldu și la Pârscov sunt două cazuri izolate, acolo a intervenit poliția, autoritățile de acolo au intervenit, ne-au ajutat și alte probleme nu au fost. Iar pentru copiii, pentru juniori, nici de cum acestea nu sunt exemple. Știu că aveți foarte multe programe în care chiar le spuneți că violența nu e o opțiune nici pe stadion. Avem programe și prin inspectoratul școlar, mai ales că inspectorul școlar adjunct provine din rândul nostru, este și observator și este, face parte din Comisia Județeană de Arbitri, domnul Popescu Dan. Avem foarte mulți directori care ne ajută, vă sunt observatori, vă sunt implicați pe la echipe, inclusiv domnul Cătălin Cighir. Noi avem în regulament o regulă. Dacă un jucător junior provoacă acte de violență, înjură, scuipă, sau altă natură unde poate primi cartonaș roșu, antrenorul primește suspendarea atât în etape dublă cât și în bani. Adică, până la urmă, sunt copii, antrenorul de asta este acolo, trebuie să vină să îl cizeleze, să-l învețe, să-l pregătească către performanță și dacă un jucător face astfel de acte, antrenorul primește sancțiunea dublă. Și mi-amintesc, așa cum spuneați că am fost acolo, mi-amintesc de evenimentul de 1 iunie, când copiii chiar de vârste foarte mici au fost pe stadionul din Crâng și s-au bucurat. Erau emoțiile acelea de nedescris și cred că și anul acesta se va întâmpla minunea că acum că am scăpat de pandemie sau cel puțin s-au mai relaxat lucrurile că n-am scăpat de tot, dar îi veți premia pe copii și acum. Bineînțeles, din punct de vedere sportiv suntem relaxați total, nu mai avem nicio restricție. Îi vom premia pe acești copii. Acești copii vor veni cu părinții și bunicii. Acești copii trebuie să se bucure de terenul de fotbal. O să avem la fel pe 1 iunie, mai ales că este și o zi liberă și abia așteptăm. Până atunci o să mai avem competiții. V-am spus, noi suntem Asociația Județeană care are competiții de la vârsta de 7 ani până la vârsta de 19 ani pe fiecare categorie de vârstă. Sunt și programe naționale ale Federației Române de Fotbal, unde la vârstele de 13 ani, 15 ani, de 12 ani avem selecționate naționale, aceste selecționate județene merg apoi la un turneu regional și apoi se face selecționata regională și apoi selecționata națională. Eu am convingerea că vor veni din ce în ce mai mulți copii către fotbal, pentru că juniorii de 7, 8, 9 ani sunt copiii generației mele și pe noi părinții ne duceau la fotbal, ne-a plăcut fotbalul, generația mea cred că este o generație care a trăit pe stadioane și cu siguranță vor aduce copiii, nu neapărat unii să facă performanță, dar să facă sport.
E important. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi. O să ne revedem curând și o să mai vorbim și despre ce se întâmplă în județ, dar și despre fotbal. Să ne revedem cu bine și vă doresc spor la treabă în continuare. Mulțumesc mult în primul rând pentru invitație. Salut și eu buzoienile, urez o seară bună și un weekend plăcut pentru că vine weekendul și abia aștept să ne revedem. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi. Seară bună, la revedere!